Salutare, dragilor! Astăzi o să discutăm de cum să îți maximizezi energia în 2023. Vom discuta despre 8 mari categorii și anume emoțional, fizic, ocupațional, social, spiritual, intelectual, al mediului și financiar. Pe partea fizică, în primul rând, mănâncă o dietă echilibrată. Eu personal mănânc o dietă vegană în care am inclus și partea de pește ca să am mai multe surse de proteine diversificată. Asta se numește în general o dietă mediteraneană. Foarte rar mănânc lactate și partea de făinoase aproape deloc. Doar că mai vine o prietenă și mai facem niște paste, singura excepție. 2. Fă sport de 3-5 ori pe săptămână. Îți sugerez de cel puțin 2 ori să fie cardio și acelea să fie, dacă este posibil, cu o încălzire bună în prealabil, sprinturi de 15 secunde, 30 de secunde pauză, 4-5 bucăți sunt suficiente. În 5-10 minute ai terminat complet antrenamentul de cardio pentru acea săptămână. Tot pe partea fizică, dormi cel puțin 7 ore în fiecare seară. Probabil până la 25-26 de ani nu vei simți nevoia asta, vei crede că ai superputeri și așa și este, pentru că corpul tău se reface la un alt nivel când ești tânăr. Însă, după 28 de ani, o să vedeți că acele ore de somn sunt necesare și le vei simți mai mult timp lipsa. Spală-te pe mâini în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare seară și nu uita înainte de fiecare masă, spală-te pe dinți de cel puțin de 2 ori și folosește, atenție, o linguriță ca să îți cureți limba de lucrurile respective neplăcute care stau pe ea. De obicei acolo ai candida dacă mănânci în special zahăr. Acopăr lucrurile astea în cursul Fântâna Tinereții, e unul din cele mai bune obiceiuri pe care poți să le ai pentru sănătatea ta. Și în ultimul rând, pentru sănătatea ta fizică, mergi la doctor de cel puțin 2 ori pe an, în special la dentist, să-ți faci o detartrare, să-ți faci o verificare dacă ai carii, pentru a preveni lucrurile mai grave. Bun, 2. Pentru sănătatea ta emoțională, sugerez să practici respirații profunde, adică undeva jos aici, în buric, să tragi aerul în zona respectivă, să meditezi zilnic 15 minute dimineața, 15 minute seara, dacă vrei să practici și yoga, care te ajută la flexibilitatea încheieturilor și deblocarea energiilor din mușchii tensionați. Ca tu să menții un mușchi tensionat, da? Să nu poți să întinzi mâna, pentru că bicepsul e tensionat, tu practic folosești energie non-stop ca să ții acel mușchi tensionat. Ei bine, aia îți mănâncă din energia ta, pe care o poți folosi către alte activități, să fii mai productiv în 2023 și să ai mai multă energie. Mai departe, discută cu un coach, cu un terapeut, cu un consilier despre emoțiile tale negative pentru a le ușura. Poate ai lucruri din trecut care te macină, poate ai persoane care te enervează în prezent sau ai probleme în viitor cu care nu știi cum să te confrunți. Discută cu un terapeut, un coach sau un consilier aceste lucruri. Te va ajuta să capeți mai multă claritate în aceste probleme. Scrie în jurnal ce s-a întâmplat pe parcursul zilei să te descarci, poate de emoțiile negative sau poate să amplifici emoțiile pozitive. Poți să pictezi în cazul în care s-a întâmplat ceva extraordinar în viața ta, imortalizează acea emoție într-o pictură. Dacă s-a întâmplat ceva negativ, Doamne ferește, la fel o poți face printr-un desen sau o pictură. Sau de ce nu, sună-ți cel mai bun tovarăș, ieșiți la o bere și discutați despre ce s-a întâmplat. Asta te va ajuta pe tine să te menții sănătos emoțional în 2023. 3. Pe planul intelectual, învață ceva nou în fiecare zi. Fie că asculti un podcast, că citești o carte, că te uiți la un curs. Rămâi curios și pune întrebări permanent de tot ceea ce vezi în jurul tău pentru a acumula mai multe informații. Gândește, dacă ești într-o conversație cu o persoană excepțională, foarte șmecheră, pe care tu o admiri, ai mai multe de câștigat dacă tu îi povestești ce faci, ce ai făcut, cum ai făcut, ce s-a întâmplat în viața ta în ultimele 25 de luni sau dacă îi pui lui 3-4 întrebări foarte, foarte bune, pe care știți foarte bine că vi le ofer la coaching, ca să puteți să obțineți acele informații care chiar vă ajută în problemele voastre. Puneți mai multe întrebări, ascultați mai activ și povestiți mai puțin. Dacă cu persoanele cu care interacționezi simți că nu vezi nimic nou, e cazul să schimbi grupul. În continuare, tot pe plan intelectual, joacă șah și învață să joci șah.
rezolvă câteva puzzle. Ia-ți un puzzle de 1000 de piese și încearcă să îl faci. Asta te ajută să îți antrenezi memoria vizuală. Tot pe plan intelectual, stabilește niște obiective și lucrează către ele pe tot parcursul anului. În mod evident, pentru a le obține vei întâmpina diferite provocări, obstacole, pe care va trebui să treci peste într-un mod cât mai creativ. Acel lucru va fi o provocare pentru intelectul tău. Și ține minte, dacă obiectivele nu te sperie, sunt mult prea mici. 4. Pe plan social. Petrece timp cu familia și prietenii tăi. Găsește diferite grupuri de persoane, cum ar fi un grup de meditație, un grup de persoane care alergă, un grup de bicicliști, un grup de persoane care merg la film, un grup care merg în cine știe ce excursii sau grupuri care merg la festivaluri. Grupuri care se aliniază în general cu interesele tale și obiectivele pentru acel an. Găsește câteva persoane pe care să le ajuți ca și voluntariat. Eu, spre exemplu, știu că anumite persoane nu își permit să vină la mine la coaching pentru că sunt prea tineri, sunt la facultate, etc. Le ofer coaching gratuit, chiar dacă ei știu, chiar dacă nu știu, și îi ajut să-și clarifice obiectivele și scopul în viață și cariera pe care și-o doresc. La fel, când ești într-un grup social, învață să practici ascultarea activă, să pui întrebări și să taci din gură. Este foarte greu, mai ales când mintea ta vine cu tot felul de idei și persoana respectivă spune o poveste care crede că este absolut extraordinară și tu știi că ai una mai bună? Oh my god, este absolut dificil să taci din gură. Dar va trebui să o faci, să te antrenezi, pentru că asta te va face o persoană mult mai sociabilă. Tuturor le place să vorbească despre ei și ține cont de acest lucru. Și nu în ultimul rând, pe plan social, fii o persoană care oferă compasiune pentru problemele celorlalte persoane. Eu personal știu că am de lucrat la acest lucru, pentru că sunt antrenat și plătit să ofer soluții problemelor persoanelor. De cele mai multe ori când cineva vine și îți spune o problemă, automat vrem să-i oferim o soluție. Însă acea persoană nu vrea decât să fie ascultată, exact cum discutam un pic mai devreme, să-și exprime oful, să ușureze acea greutate care îi stă pe umeri și tu, pentru că o asculți în mod activ, o ajuți să-și rezolve problema. Pentru că odată ce acea presiune mentală este disipată, se creează loc pentru soluții. 5. Pe plan spiritual. Alocă-ți timp săptămânal sau zilnic să reflecți asupra valorilor tale. Am făcut și un webinar întreg în care am discutat despre sute de valori și o listă întreagă pe care eu o am în ordine într-un webinar pe meditație și spiritualitate. Din păcate este pentru membrii, pentru masiva sumă de 50 de lei. Nu mai știu exact care este, că sunt vreo 78 de webinarii, dar într-unul din ele este această listă de valori. Tot pe plan spiritual, meditează, ți-am zis, 15 minute dimineața, 15 minute seara, citește cărți despre meditație și spiritualitate. Vă recomand cartea Putere versus Forță de Richard Dawkins și orice carte de a lui. Aceea este un pic mai dificilă. Sunt și unele mai ușoare, cum ar fi transcenderea nivelurilor de conștiință. Petrece mai mult timp și apreciază natura. Mergi la munte, mergi pe un traseu montan, călătorește în altă țară, mergi într-un retreat de meditație și spiritualitate, dar nu într-unul dubios în care nimeni nu vorbește cu nimeni și tot felul de chestii de astea. Nu, mergeți undeva unde să vă simțiți bine, poate tu cu prietenii tăi și cu gașca ta, luați o cabană undeva la munte, undeva izolat, să vă deconectați de social media și toate lucrurile care pun presiune pe voi psihologic. Și de ce nu caută un lider spiritual care să te susțină în evoluția ta spirituală? 6. Mediu. Încearcă să susții pe cât de mult posibil organizațiile astea care încerc să reducă the carbon footprint, adică amprenta de carbon pe care o lasă fiecare persoană prin ce alimente consumă. Puteți să căutați foarte simplu pe Google fiecare aliment pe care voi îl mâncați, ce carbon footprint are. Cele mai masive sunt cum ar fi carnea de vită, carnea, orice tip de carne. Când aveți posibilitatea financiară, folosiți lucruri ecologice, curățați-vă hainele cu detergenți ecologici, pentru că purtându-le atât timp pe voi, absorbiți toate lucrurile cu care au fost spălate acele haine. De asemenea, aveți grijă ce gel de duș folosiți, ce șampon, toate lucrurile astea le acoperim în fântâna tinereții, dar vă previn așa. De ce nu tot pe plan de mediu, plantează și tu un copac anul ăsta, doi copaci. La mine, la curte, am atâția brazi încât nici n-am mai cumpărat brad anul ăsta, dar am un brad care e aproape ajuns cât casa de mare, nici n-am putut să-l am împodobit doar jumătate din el, că până acolo ajungea scara. Și acel brad l-am plantat, cred că acum vreo 5 ani. Și am mai plantat încă 3 lângă el, care au crescut
mai rezonabil, să spunem așa. Dar plantează și tu un copac. Uite, spre exemplu, taică-mi face o chestie foarte mișto, avem un măr în curte, pe care l-a altoit cu un păr, cu un vișin și acum acel copac face trei tipuri de fructe diferite. Mi se pare absolut genial, abește primăvara să văd cu ce neapă mai vine copacul în plus. 7. Cu ce te ocupi? Asigură-te că ceea ce faci pe parcursul zilei este în aliniament cu valorile tale. Dacă la muncă ești pus să faci ceva care nu ți se pare ție etic, numește acel lucru și caută o soluție cu managerul, angajatorul tău. La job, la muncă, în cadrul afacerii tale, caută lucruri care să te dezvolte, să te facă să crești, mergi în disconfort. Dacă la job, spre exemplu, ai oportunități de a face un curs, de a face un MBA, bagă-te, înscrie-te și evoluează. Menține de asemenea un echilibru între muncă și sănătate. Nu munci până te distrugi și nu mai face deloc sport și mănânci tot felul de lucruri de la cantina locului de muncă și după aia te vaiți că nu mai ai energie, că ești în depresie, că ești burnt out. Cineva trebuie să țină contorul la efort, muncă și lipsă de activitate și nutriție, nu? Și cine crezi că o face? Păi dacă tu nu o faci, corpul tău o va face. Și de asemenea, tot pe planul de muncă, susțineți colegi, angajatorul, partenerii, clienți, susține cu ce poți tu când ei au nevoie. Fie că este vorba de planul emoțional sau că este vorba de planul intelectual. Am ajuns la final! 8. Pe planul financiar. Alocă-ți un buget lunar pentru fiecare activitate pe care tu o faci în mod direct și asigură-te că rămâi în cadrul acelui buget. Planifică pentru urgențe. Nu știi când mai vine un alt COVID, un alt lockdown sau, Doamne ferește, poate te îmbolnăvești de ceva și te trezești că nu ai asigurare medicală sau lucruri de acest gen. Planifică pentru urgențe. Cumpără-ți o roată de rezervă la mașină. Asigură-te că mai ai un Durex și în alt buzunar. Planifică de asemenea pentru obiective pe termen lung. Oamenii de obicei gândesc obiectivele într-o lună, o săptămână, hai un an. Dar în 5-10 ani nu se gândesc ce vor să facă sau ce vor să devină. Asta facem noi la coaching în detalii, stabilim obiectivele într-un anumit proces pe care noi știm 100% sigur că funcționează, pentru că a fost făcut studii științifice pe cum să stabilești obiectivele. Ai grijă să-ți plătești facturile la timp și creditele la timp ca să nu-ți afectezi scorul pentru credit. Asta poți să faci automatizând facturile din internet banking. Consultă o persoană profesionistă pe partea de investiții dacă este nevoie și crezi că ai nevoie.